Serviciul Investigare a Fraudelor Economice din cadrul Direcției de Poliție Chișinău a descins acțiuni de documentare privind activitatea dubioasă a unui agent economic din capitală, specializat în prepararea produselor din carne. În special, polițiștii au fost cointeresați să verifice procesul tehnologic de utilizare a materiei prime, care să dovedise ar fi cu acte de proveniență și de calitate proastă. În cadrul perchezițiilor autorizate s-a depistat o cantitate de 500 de kg de carne tocată fără marcaje de proveniență și certificatele necesare. În lăs de plastic și sacoșe păstrate în condiții antisanitare s-au găsit aproximativ 350 de kg de carne de găină, vită și porc. Toată cantitatea de carne urma să fie utilizată la prepararea produselor alimentare. Totodată, administrația întreprinderii a prezentat fișa de recepție, calculație referitor la acest lot de carne pe care era aplicată ștampila de verificare sanitar-veterinară. Însă polițiștii au stabilit că această ștampilă nu este valabilă. Astfel au fost dispuse inițierea unei cauze penale și contravenționale. Procesul penal a fost pornit în baza articolului 361 aliniat 2 Cod Penal, confecționarea, deținerea, folosirea documentelor oficiale false, care prevede o pedeapsă cu închisoare pe un termen de până la 5 ani. Iar pe faptul procurării și depozitării cantității de 500 de kg de carne tocată, lipsa documentelor de proveniență legală, în scopul de folosire în procesul tehnologic, a fost întocmit un proces verbal contravențional în temeiul articolului 265 Cod Contravențional, ce prevede o amendă de la 6.000 până la 10.000 de lei. Poliția Capitalei va continua acțiunile de specialitate în vederea elucidării și altor cazuri similare pe teritoriul municipiului Chișinău.